Mii de neozeelandezi au fost evacuați în apropierea de orașul Christchurch, acolo unde un masiv incendiu de vegetație face ravagii. Cel puțin 11 locuințe au fost deja mistuite de flăcări. Autoritățile au impus starea de urgență în localitate și în zonele limitrofe. Armata a fost mobilizată la Christchurch și în districtul Selwyn ca să ajute pompierii. Un pilot militar a murit după ce elicopterul său s-a prăbușit din cauza vizibilității reduse. Acum flăcările au mistuit 1800 de hectare după ce două focare s-au contopit într-unul singur. La operațiunea de stingere a incendiului participă 130 de pompieri, 14 elicoptere și 3 aeronave. În total, 400 de case amenințate de flăcări au fost evacuate, dar sute de oameni din regiune au plecat și ei din zonă ca măsură de precauție. Casa a luat foc și a ars înainte ca elicopterele pompierilor să ajungă aici. Când au sosit elicopterele, era deja prea târziu. Un alt focar lua amploare pe deal. Flăcările se îndreptau către alte case. Eforturile lor s-au concentrat în acea zonă. Autoritățile au avertizat populația că, din cauza vântului puternic, focul își poate schimba rapid direcția, iar oamenii ar putea fi surprinși ori chiar blocați de flăcări. Neozeelandezii, ale căror case nu sunt în pericol, și-au oferit gratuit camerele de oaspeți pentru a caza evacuați, lucru salutat de premierul Bill English. În plus, din cauza fumului necăcios, Consiliul Local din Christchurch a rugat cetățenii să evite să stea afară și să consulte un medic dacă au probleme respiratorii.